Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ați venit la Banca Națională. Vă prezint raportul asupra inflației din august 2024. Rata anuală a inflației, măsurată pe baza indicelui prețurilor de consum, a reintrat pe un trend descrescător în trimestrul 2024, așa cum am prognozat. Avem însă și o persistență a presiunilor inflaționiste din partea costurilor cu forța de muncă și un excedent de cerere agregată în economie, care acționează în continuare în sensul creșterii prețurilor. Observăm o dezinflație relativ accentuată la alimente și mai observăm că în domeniul serviciilor, cel puțin de când este făcut acest grafic, din martie 2021, avem o creștere continuă. Acest lucru este legat și de procesul de convergență reală, de creștere a veniturilor. În cadrul serviciilor, salariile ocupă o pondere mai mare și acolo creșterile de productivitate nu pot să fie foarte mari, deci ne așteptăm ca în continuare serviciile să țină inflația relativ mai sus în România, atâta vreme cât convergența reală acționează. Așteptările inflaționiste, cele cu care lucrăm noi de obicei, sunt pe o pantă descendentă, ceea ce este un lucru pozitiv. Ne arată că ne îndreptăm cu inflația spre orizontul țintit de noi. Acest grafic este foarte interesant. Ce ne arată în esență? Că avem totuși o creștere economică bazată aproape permanent pe investiții în această țară, ceea ce este un lucru pozitiv. Față de prognoza anterioară, rata anuală a inflației măsurată pe baza indiciului prețurilor de consum este semnificativ. Ne-am gândit foarte atent și dacă cuvântul semnificativ este cel mai bun, nu? Dar, oricum, este sub cea anterioară. Traiectoria este marcată de unele oscilații de rin. Riscurile adresate traiectoriei sunt preponderent în sensul creșterii prețurilor peste traiectoria anunțată. Evoluțiile din mediul extern sunt combinate, însă avem impact în sensul creșterii, mai ales de la prețurile materiilor prime și ale bunurilor intermediare din plan extern.